zicea fata, încă nu sunt hotărâtă și vreau să mai cunosc un băiat, atunci da, mergea să mă bag eu al treilea. Exact. Dar de moment ce fata zice, da, vreau pe ăsta și pe ăsta vreau să mor, până nu să mai mă duc. Adică nu te poți băga în sufletul omului. Dacă ales, alege, alege. Lucește-te puțin. Adică trebuie să spui. Cum? Nu-ți plac dulciurile. Ba da. Deci nu m-a referit că iacră, Doamne ferește. Nu, chiar deloc. Ia, vezi, poți? Ce-ți dacă am zis? Mi-e plac dulciurile. Cui nu-i plac dulciurile? Există o persoană? Da, mie. Care? Da. Uite, mama nu s-o moară. Sunt fete care nu mănâncă. Da. Spun că se îngrașă. Aia nu, neapărat poate. Mie orice, dacă e cu zahăr și zice, mama. Da, e bun, nu? Sunt fericit. Chiar știi să faci mâncare? Ce e aia? Nu știu, Cătălin sau un bucătar, nu. Știu să... Da, să-mi fac ceva plăcut. Să-mi fac două... Cartofi prăjiți? Da. Aia, am trecut de nimeni. Să-mi fac un ceai, o cafea. Să-mi fac... Aia e mâncarea mea dimineața. Cafeaua, sigara. Nu mai apucăm să mâncăm. Decât uneori. Păi dacă ne trezim... Păi, de exemplu, seara nu pot să dorm. Una face nu știu ce... Nu pot să dorm, că-s luminile. Și să zicem, ador pe la 3-4. A doua zi, îți dai seama că dorm până pe la 11-12. Nu? Că degeaba bagă-i melodia aia, că nu iau să nu mă trezesc. Da, noi mai sărim pe aici la... Bine, că mă duc și de vreme la somn. Pe mine la 11 mă vezi în pat. Da. 11:30. Aseara m-a dormit și eu de vreme, eram obosită, cred. Dar nu știu de unde te oboseală. Că toată ziua stai. Păi toată ziua stai, dar te trezești dimineața. Noi, mam, dimineața în loc să mâncăm, ne ducem acolo. Hai, fă-te la păr, fă-ți, nu, mam, deci mi s-a urât, crede-mă, nu mai spun. De obicei nu mă mai cheam, adică nu-mi place. Frate, dacă cineva mă place, îmi place așa, nu trebuie să mai îmi dau cu 100 de... Și mi-a apărut și o grămadă de bobițe pe față de la apă, de la... Îmi curgea cu din alea negre prin ea. Și nu doar cartofi sau... Și că așa folosim... Curge și poftim? Așa curge și la mine. Da. Și plus că folosești machiaj de la ăla, de la ăla, de la ăla. Și dai seama, fiecare are probleme lui la tine, felul lui de piele, de... Totul gătești, totul mănânci, dar stai cam și de le lași să crească așa, da, iubesc. Noroc cu bidonașul ăla. Da. 7 ori mai mult sau cum îi zice. Da, măi, fetelor, ce să facem? Uite cum a rămas noi singuri. Hai. Păi nu ne vezi? Ați rămas? Singură, singuri. Singuri, singure. Dar sper e bine că ne auzim mai bine decât în gălăgia aia, da. Doamne, păi... Da, mă, pe de-asta e bine, să privești partea bună a lucrurilor. Ce n-ai pasul? E bine. Un lucru bun, e un pas înainte. E chiar. Decepționat sau supărat? Supărat. Decepționat e altceva. E mai greu. Mai mult decât. Mare interes. Da. Da, se dramatizează oricum. Da, cam dramatizează. Ei, taci. O să-i dramatizează degeaba. Da, acum te-am zis bicelul și eu. Ce-ai zis? Am zis bicelul, am luat exact ideea ta. Da. Maria spunea ieri că e de ajuns să privești cerul și se schimbă. E o filozofie. Da. De viață bună. Acum am văzut că tu privești foarte fix, adică nu numai pe mine, în general. Privești omul... În ochi. Da, exact, da. Dacă vezi... Ajungi mai jos. Dacă vezi să-mi mai privești, mă uit în altă parte. Nu, vreau să-i dau observa că... Mie așa îmi place. Da, normal. Privești persoana în ochi când vorbesc cu ea. Păi normal că doar nu să te uiți. Că dacă mă uit în altă parte, ce crede să fii în persoana? Da, o să zic că ești timid, că nu știu ce, da, exact. Așteptați și voi gala de mâine, bănesc? Da, nu așteptăm ceva deosebit oricum. Eu aștept să intrăm o dată. O să intrați. Vrem și noi să fim intrată toți și ai. Oricum, îți dai seama că o să fie 2-2-2-2-2-2-2. Să fie. Da. Nu-i
doi și restul. Ceva de gen. E, da. Da. Dragostea se face minim în doi. Bă, mă lași, poți fi și în trei și... Deja acolo vorbim de altele. Părerea ta. Cum? Părerea ta. Părerea mea? Da. Păi părerea la mai multor persoane, nu mai mea. La general vorbesc. Da. Peste 10 ani, știi tu că nu e doar în doi? Să trecem peste. Peste subiect. Apropo, când ați venit în casă, de unde era sigură că o să găsiți pe cineva? Nu, nu păi, eram tot. Adică... Dacă eram plecat, nu știu. Pur și simplu, nu eram. Eu am vrut să mă schimb, să mă arunc în bărbă. Vreau să așteptați acolo la foarte. Ce foame? Și noi vreau să ne schimbăm și o să... Că nu vine nimeni, n-are cine să ne facă. Asta aștepta mult? Nu știu, 10 minute. A, puțin. Adică nu știi ce înseamnă să așteptați o fată, cred. O fată? Nebunesc. Să așteptăm o fată? Aștept. Ce să așteptăm să pleci? Aștept, nu. Și sfertul academic aștept, dar deja când te trece și ăla... Aia, deja e ora academică, nu mai e sfert. Da, aici am exagerat cu așteptatul. Aici o să învățați să aveți răbdare. Dacă nu ați învățat până acum. Dacă vrei, vă mai dau și vouă. Ai? Da, așa bine. Da, mă dă. Mădăline. Trebuie să-i dau mădăline? Da. Răbdare? Din răbdarea ta, da. Să fii calm, bine, că eu sunt mai și mai bătrân. De ce zici asta? Cum? De ce zici asta? Păi așa mă simt. Așa te consideri? Da. Ei. Glumesc. Nu mă simt, mă simt ca la vârsta voastră. La vârsta noastră? Da. Care? 21. 24 ai Carmen și da. 21 ai mădă. Bine, noiembrie 25. În noiembrie? Da. Pe cât? 16. 16. Și al nostru pe cât e? Cine? Daniel. Pe 19, parcă. Pe 19. A, cu noiembrie acum... Da. Da. Ei, avem fete, parcă v-am mai zis, care sunt acum în octombrie. Eli, pe 11. Tu ești cea mai mare, nu? Nu. Mai e Simona. Asta de petrecut. Simona, aha. Tu ai în decembrie. E Simona. Februarie. Raluca. Elena și eu. A mea în decembrie. Cam așa, da. De ajunul Crăciunului. În ordine descrescătoare. Și așa începe sărbătoarea, nu? Da, așa e. Ați petrecut de Sfântă Marie? Da. Da, chiar ne-am distrat. Chiar ne-am distrat, deci a fost... Cine a fost? Am auzit muzică. Doamna Maria, parcă? Da, bunica doamna Maria, Roxana, Maria. Și tu? Și eu. Da, că ești Mariana. Și Mariana. Da. Păi nu te cheamă Maria? Înseamnă că facem la anul Sfânta Marie... Păi da. Ce Sfântă Marie? Da, nu, mai. Aia din... August. August. 15 august. Cea mare. Doamne, 5. Nu cred. Cam mult până atunci. Eu nu știu dacă mă văd până aici. Eu clar. Adică ai sau până ai zis că vrei să pleci, nu? Sau ai fost în camera confesiunii, ai spus ceva? Nu am de gând să plec, dar de moment ce... Na, nu am cu cine sau mă rog să stau singur așa, aștept ce... Ia, ce-a făcut? Mi-a sucit. Dar nu, eu n-aș vrea să plec, doamna frește. Ai grijă ce spui, da. Că ceea ce spui, aia se întâmplă. Hai zici ce spui, că mâine la gală se aude. De seama că nu doresc să plec, dar dacă doamne ferește nu da. Formez cu nimeni cuplu, ce fac? Stau singur să mă uit la alții când sunt buză în buză. Exact, așa. Nu te-ai gândit că poate te vede cineva de afară și intră pentru tine? Păi, da, și dacă e, lui și nu-i dacă place... Și dacă intră când și nu-o fi ce vreau eu, iar... Iar stai degeaba. Eu stau, n-am nicio treabă, știi, nu mă deranjează situația, dar... Ea era că trebuie să îndur niște chestii. Așa nu. Așa, te uiți în jur, vezi, păi acolo și așa să o figurație simplă. Da, dar nu trebuie să gândești că o să fii singur. Da, poate nu o să fiu singur. Dacă voi tot ziceți asta că... Păi, dar în momentul de față cred că noi, ultimii care am lăsat asta, ai în cap. Adevărul că și cam dramatizăm. Păi... Eu nu cam dramatizez. Poate, da. Mă rog, cam mult. Poate nu e chiar fiți optimiști. Trebuie să schimb. Vă pierdeți răbdarea. Atitudinea asta.